și de la o distanță apreciabilă, dar mereu aproape de noi, doamna Maria Grapini, membru al Parlamentului European, doamna Bibiana Stanciulov, director general Sonimpex Topoloveni și domnul Constantin Naniculesă, administrator Vlăsie Company. Vă salutăm, dragi invitați! Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara, domnule ministru, bună seara, doamna europarlamentar și să veni, salută topoloveni. Cu mare bucurie, cel mai apreciat cașcaval. Mai bun decât salutăm românii de pretutindeni, pentru că asta este foarte important. Avem vorba aia doar o planetă de acoperit, dar o să o facem în secvențe, așa lucrăm noi la TVR Internațional. Astăzi, în aceste momente, puteți urmări emisiunea în direct pe Calea Undelor, ca de obicei, dar și pe pagina de Facebook a emisiunii noastre și pe platforma TVR+. Dragi telespectatori, o să începem cu un material la care n-am reușit să mă înțeleg cu colegii din regie. Am ținut morții să fie marcat de acea siglă AP. Nu este vorba despre acordul părinților, este vorba despre aviz pofticioșilor. În aprilie 2011, magiunul de prune topoloveni devenea primul produs românesc cu indicație geografică protejată, deschizând drumul promovării și conservării alimentelor autohtone de calitate la nivel european. Cu o compoziție 100% naturală, fără adaos de zahăr, euri, conservanți sau aditivi, acest preparat i-a convins pe consumatorii din țara noastră și de peste hotare de proprietățile sale nutritive și de beneficiile pe care le oferă, ajutând la menținerea sănătății. După 5 ani, în 2016, un alt produs fabricat în România obținea certificarea și aprecierea europeană, Salamul de Sibiu. Principalul beneficiu adus de această recunoaștere într-un sistem de calitate european e acela că Salamul de Sibiu e acum egal pe mesele europenilor și e recunoscut. Contează foarte mult lucrul acesta într-o cultură gastronomică locală. Al doilea beneficiu e legat de ceea ce înseamnă faptul că nu mai poate fi imitat. E un lucru foarte relevant pentru producători, pentru că de obicei un produs bun, știți că imediat apare o imitație pentru el. Și atunci produsul acesta rămâne autentic, cap-coadă, prin această înregistrare. După obținerea certificării în 2016, Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu a accesat un fond european pentru promovare. În 2017 a fost accesat și implementat din anul 2018. Europenii țin foarte mult la cultura gastronomică locală și atunci dau și foarte multe bugete, foarte multe fonduri pentru promovarea acestor produse. Și atunci noi am beneficiat în cadrul proiectului european Enjoy is from Europe de un grant de 1.500.000 de euro. A fost într-un fel un experiment, pentru că a fost primul proiect din care a targetat România, primul proiect european care are ca țintă România, Italia și Spania. Acestea au fost cele trei țări și rezultatele au fost foarte, foarte bune, pentru că am avut o vizibilitate foarte mare, foarte bună. Am avut spoturi de istorie, spoturi care prezintă etapele relevante din viața salamului de Sibiu și cum se face salamul de Sibiu, pentru că există foarte multe cutume și am încercat prin acest program să arătăm foarte curat cum este salamul de Sibiu și drumul lui prin istorie.
Tot în anul 2016, telemeaua de Ibănești devenea al treilea produs românesc protejat oficial la nivelul Uniunii Europene, fiind urmat în 2017 de novacul afumat din țara Bârsei, un aliment preparat din fileurile speciei de pește cu aceeași denumire, crescut în delta din Carpați. La final de 2018, România avea un nou nume pe lista premium de la Bruxelles, scrumbia de Dunăre afumată, iar în 2019 țara noastră avea să obțină o nouă recunoaștere europeană cu tradiționalii cârnați de pleșcoi. Vestită nu doar în țară, ci și în afara granițelor, realizată după rețete străvechi, din generație în generație, telemeaua de Sibiu este cel de-al șaptelea produs autohton înregistrat la Uniunea Europeană, iar anul acesta, cașcavalul de Săveni, o brânză unică turnată în ceară și care se maturează constant și devine cu trecerea timpului din ce în ce mai gustoasă, pregătită în nordul României, în județul Botoșani, avea să câștige aprecierea comunitară. Avem produse de înaltă calitate, care provin în cea mai mare parte din mediul rural, însă pentru a fi cunoscute atât în țară cât și peste hotare, este nevoie de o mai mare susținere a producătorilor locali din partea autorităților. Dragi telespectatori, ne-am întors în studio și nu putem închide acea listă cu sau fără salata cu icre de știucă de Tulcea, ultima achiziție românească în materie de produse protejate la nivel european. Din păcate încă nu suntem în situația de a ne fi epuizat degetele de la ambele mâini cu numărul lor, dar încercăm la un moment dat să trecem și de această barieră. Începem discuția cu o întrebare de largă respirație pe care o adresez domnului ministru. Domnule ministru, cum putem face să se vorbească din ce în ce mai mult românește în agricultura românească și poate și în cea europeană? Da, în primul rând trebuie să vrem noi. Și cei care lucrăm în administrație, și producătorii, și procesatorii, dar cel mai important este să vorbească consumatorul. Dacă consumatorul român, îngrijorat să răsplătească munca țăranului și a fermierului român, va încerca să caute doar produse românești, cu siguranță că o să-i ajutăm foarte mult. Pentru că, indiferent de lanțurile de magazine în care intrăm, dacă noi vom cere de fiecare dată și vom căuta produse românești, ei vor face în așa fel încât pe rafturi să fie produse românești. Să știți că acest lucru se întâmplă în multe țări, dar trebuie să mai facem un lucru. Noi, adulții, trebuie să ne educăm copiii și acasă, în familie, dar și la școală. Și să le spunem în fiecare zi, în fiecare zi, că cele mai bune produse sunt produsele românești sau produsele locale sau produsele proaspete, produsele ecologice. Oricum trebuie să facem acest lucru și atunci, peste câțiva ani, vom avea niște adulți, consumatori responsabili care vor consuma hrană sănătoasă, dar în primul rând hrană românească. Pentru că dacă cheltuim bani pe produse românești, toți acei bani rămân în țară și cel puțin o parte din ei ni se întorc nouă fiecăruia în parte, în educație, în infrastructură, în spital, în pensie, în salariu, cumva se întorc. Dacă ne amăgim că dăm bani mai puțin pe produse din altă parte, cu siguranță toți acei bani vor pleca. Eu asta încerc să spun de ani de zile, nu numai acum de când sunt ministru, la agricultură le spun studenților mei de 30 de ani acest lucru, îi spun nepotului meu care are 2 ani, îi spun fiului meu și doar așa vom rezolva lucrurile. Acționând toți, și noi ca și consumatori, care avem cel mai mare rol, fermierii, producătorii să se organizeze în așa fel încât să poată să se promoveze, autoritățile publice și locale iarăși au un rol determinant, pentru că în fiecare zonă din țară, în fiecare colț din țară există o anumită specificitate care trebuie promovată și sigur, la nivelul ministerului, pe măsurile care le are la dispoziție, atât pe bani europeni, cât și pe alte tipuri de sprijin, să facem acest lucru în mod concertat. Domnule ministru, din punctul meu de vedere, ați început cu personajul corect. Eu le spun și studenților mei la Academia de Studii Economice, cel mai bun protector pentru producător este consumatorul. Nu guvernul, așa cum mulți ar tinde să creadă. Doamna Grapini, sărut mâinile din nou. Bună seara. Prelungesc discuția și merg pe meleaguri europene. Nu că meleagurile românești n-ar fi europene, dar mergem în epicentrul
Europei la Bruxelles, care Bruxelles s-a mutat în seara asta la Timișoara, dacă am înțeles bine. Da, da. Și... eu vreau să-l salut și eu pe domnul ministru, că nu am apucat și scuzați că v-am întrerupt. M-am grăbit să spun că mi-a plăcut începutul ce a spus domnul ministru, să vrem noi. E foarte important acest lucru. De multe ori în declarațiile mele publice am spus-o și pe alte subiecte, că poate dacă noi am fi mai români așa și am ține unul la altul și mai uniți, când spun noi și mai uniți, mă refer aici și la instituțiile statului, și la producători, și la consumatori, poate că am câștigat mai mult. Evident că trebuie aici, domnul ministru spunea că fermierii să se organizeze. Domnule ministru, știți bine că provin din mediul de afaceri și nu puțin, 30 de ani am lucrat în industrie. Nu e totul să dorească fermierii, trebuie să le asigurăm și acel cadru. Eu, în primul rând, îi felicit pe cei prezenți în emisiune pentru produsele lor. Ne știm de foarte mult timp și asigur pe doamna că Majunu a avut mare trecere la Bruxelles. Eu am organizat multe expoziții în care am pus Salam de Sibiu, Telemea de Ibănești, n-a lipsit Majunu acolo și chiar sunt savurate și apreciate produsele românești. E un pas. Cred că am putea să mărim ritmul în care noi să... Mai sunt 4 produse acum în curs de evaluare, dar cred că ar trebui să mărim cumva ritmul și acest lucru îl putem face, după părerea mea, pe două căi. În primul rând, nu sunt suficiente informații la nivel, la firul ierbii, la nivelul întreprinzătorului, producătorului, legate de obiectivele sistemului de calitate în Uniunea Europeană, indicațiile geografice, care sunt etapele și modalitatea de a obține. Sigur, cu tot respectul, doamna directoare de la Topoloveni este o bătăioasă și toți cei care au reușit au muncit foarte mult ca să reușească. Dar trebuie să împărtășim și să comunicăm mai mult aceste informații. Al doilea lucru, evident, că trebuie să existe și un sprijin guvernamental, instituțional. Știți bine că v-am făcut atunci o scrisoare când a fost disputa aceea în presă incorrectă din punctul meu de vedere că nu suntem lăsați de Uniunea Europeană să punem pe etichetă produs românesc. Nu este adevărat, am scris, mi-a răspuns secretarul de stat al dumneavoastră, regulamentul nu interzice punerea unei etichete pe care să se menționeze produs românesc. Eu m-am luptat, pentru că sunt vicepreședinte a Comisiei pentru Piața Internă, m-am luptat să fie etichetare obligatorie cu țara de origine, pentru că eu ca și consumator trebuie să știu de unde consum. Dar acum, doamna Gabine, mă iertați, da, că vă întrerup puțin, noi avem așa o inclinație deosebită spre dialog, asta face parte din profilul emisiunii, dar vreau să vă mai sugerez o inclinație, inclinația dispozitivului care conține camera, dați-l mai un pic spre spate pentru a obține invers. Pentru a obține o încadrare optimă. Atunci în față. Da, cred că trebuie mai lăsat spre spate dispozitivul ca să aveți mai mult spațiu deasupra capului. Nu atât de mult, dar cu siguranță vom găsi și calea de mijloc. Poate că e bine așa? Da, cred că da. E perfect. E perfect. Fac tranziția profitând de discuția asta și apreciez, doamna Grapini are un dar deosebit. Suntem la televiziune, dar văd că funcționează și telepatia. Mi-ați citit de pe scoarța cerebrală întrebarea, nu mai adresez pentru că răspunsul dumneavoastră o conține. Trec la doamna Stanciulov și o întreb un lucru foarte simplu. Discutăm despre protejarea identității produselor românești, este cea mai elegantă formă de protecție. Nu trebuie altele mai agresive și mai contondente față de cei care folosesc, consumă, vor să se bucure de produse. Asta e maximul ce poate fi făcut și trebuie să fie făcut. Doamna Stanciulov este un deschizător de drumuri în materie de protejare a identității produselor tradiționale românești, dar cu siguranță și pentru deschizătorii de drumuri, sau poate cu atât mai mult pentru deschizătorii de drumuri, apar și fundături. Cum le-ați văzut în viață aceste fundături și cum le-ați depășit? Deci, în primul rând, îi mulțumesc domnului ministru că a venit în această emisiune împreună cu noi. Foarte puțin dintre cei, suntem puțin dintre cei care, într-adevăr, identifică produsul cu ceea ce este România, ceea ce este românește.
Eu nu le numesc fundături, pentru că nu am permis niciodată ca produsul meu să alunece cumva. Dimpotrivă, vorbea doamna Gavrilescu despre salamul de Sibiu. Noi din 2017 am tot accesat fonduri europene, cred că sunt vreo 6-7 milioane de euro și în acest an avem România-Grecia. Fundăturile sunt create de către instituțiile statului, de faptul că în România nici acum, în al 10-lea an, nu există, lege este, dar nu există, nu știu cum să mă exprim, un mod de pedepsire, că altfel nu am termeni, pentru cei care înșală consumatorul. În acest moment vă anunț oficial, domnule ministru, că sunt două hipermarketuri, unde sunt două magiunuri. Nu le voi numi pentru că sunt cu buletine de analiză duse și în America și în Germania. Pentru că să nu există niciun fel de tăgadă despre faptul că și-au bătut joc. Nu de mine. Eu astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Am o vârstă rezonabilă. Dar magiunul este de peste 100 de ani și nu permit nimănui să-și bată joc de tradiția românească. Deci au permis să scrie cu nonșalanță, cu lipsă de respect față de consumator. Vedeți, ați vorbit foarte frumos. Felicitări! Cum, Doamne, iartă-mă să îndemn pe consumatori să consume când aceste produse apar pe raft cu valori de până într-o cifră, ceea ce nu exprimă decât calitatea produsului în sine, da? Sunt două hipermarketuri. Iertați-mă, domnule ministru, chiar doream să vă adresez o mare rugăminte, pentru că vă știu un om corect, știu că veniți din această zonă a agriculturii, sunteți din mediul universitar. Există Sfânta Treimea Corpului, se pare că este inima, ficatul și rinichii. A fost Sfânta Treimea Agriculturii, Ministerul Agriculturii, ANPC-ul și OSIM-ul. În momentul în care atât ANPC-ul cât și OSIM-ul s-au desprins, sau au fost desprinse, n-aveți nicio vină, dar nu știu, faceți pentru Dumnezeu ceva. Pentru că în momentul în care... Doamna Sanciulescu, să profităm și de prezența domnului ministru, măcar o opinie, chiar dacă e o speță la care se vede că ani întregi de judecată nu reușesc să găsească lumina, poate măcar un gând e de natură să ne întrepte pe o rută mai puțin colțuroasă. Deci, ideea este ca producătorul român să își înregistreze mămăliga, pâinea, orice tip de mâncare, pentru că numai așa rămânem români, numai așa reușim în această generalizare, în această inexistență a unui stat, să rămânem noi România, să rămânem noi România, românii, care își respectă tradiția și respectă cetățeanul. Domnule ministru, un gând în această direcție. Ce ar trebui să se întâmple ca un astfel de precedent să fie un caz, să spunem așa, istoric consumat, să nu devină, din păcate, un... Din câte înțeleg, este un proces pe rol legat de... Da, da. Deci... De 8 ani. De 8 ani. Vreo 10 termene numai. Și deci înregistrarea dumneavoastră nu a putut să vă ofere suficientă protecție. Protecție nu ne-a prea oferit, dar credeți-mă că am ținut cu dinții, muncesc 48 de ore în 24 ca să nu se întâmple nimic majorului și voi munci în continuare. Da, protecție în România, din păcate, nu este. S-a dat state din toată lumea care ne cunosc, dar în România concurența neloială și-a spus cuvântul. Doamna Sanciulescu, revin iarăși la instanța supremă din piață și anume consumatorul, care cu mintea lui și cu propria judecată va putea să distingă. E păcat că justiția de multe ori nu poate să distingă la fel de repede cum ar distinge un consumator lucid. Sigur, noi în mod normal, noi consumatorii ar trebui să realizăm ușor, văzând asemenea diferențe de preț și noi, mai sunt și alte cazuri, așa numiți analogi, care se găsesc din nefericire pe aceleași rafturi sau imediat lângă produsele naturale. Dar aici, încă o dată, revine responsabilitatea consumatorului de a face diferența. Nu poți să te aștepți ca un produs... Nu puteți să dați numai pe consumator. Scuzați, domnul ministru. Avem obligația să controlăm intrarea produselor în piață, instituțional vorbind. Doamna Capini, două secunde să-și termine. Dar trebuie să spun acest lucru. E jobul meu la Bruxelles. Chiar la dumneavoastră mă întorceam după ce-și termina domnul Ros ideea. Sigur că dacă aveam și eu răgat să-mi termin ideea, probabil evitam această întrebare sau această intervenție. Eu am spus că și aici rolul principal are consumatorul, pentru că, uite, se demonstrează că doamna nu a putut fi protejată de o înregistrare, de justiție și, până la urmă,
singura protecție care a mai rămas este cea a consumatorului. Pentru că oricâte controle administrative ai face, dacă cel care nu respectă, nici măcar în instanță, nu poți să demonstrezi că a greșit, atunci producătorul respectiv unde mai are scăpare? Și atunci, repet, venim din mai multe părți acest sprijin, și în cazul acesta, și din partea consumatorului, și din partea administrației și a instituțiilor care trebuie să verifice veridicitatea a ceea ce scrie pe etichetă. Că până la urmă instituțiile asta ar trebui să facă, să garanteze consumatorului că ceea ce scrie pe etichetă se găsește în interior. Dar consumatorul are obligația să citească foarte atent ce scrie pe etichetă și să facă diferența. No. Doamna, cu tot respectul, dar trebuie să clarificăm pentru ascultători. Instituția și europeană și românească se cheamă protecția consumatorului. Nu deversăm acum consumatorului să facă ce trebuie să facă instituțional, nu numai în România și în Europa. Eu mă lupt la importurile din țări terțe. Verificare. Din 15 martie, vă informez și sunt sigură că domnul ministru știe, eu am fost raportor pe Parlamentul European, a intrat nou regulament vamal. România are o problemă. Nu este pregătită, nu are laboratoare, nu are instituțional în vămi pregătit personalul și dotarea tehnică încât să controleze. Pentru că, domnule ministru, trebuie să fim corecți. Noi să sunteți de un an și jumătate, ministru. Eu vorbesc de 32 de ani acum, nu de un an și jumătate. M-am luptat ca președinte de patronat pe textile. Avem noi în România laboratoare suficiente și aparatură să controlăm produsele care intră în piața noastră? Eu vă spun că nu, în cunoștință de cauză vă spun. Și atunci, de ce am avertizat cu 2 ani în urmă România? Puneți în bugetul național bani pentru dotarea vămilor și a laboratoarelor, pentru că va intra acest nou regulament și noi România o să ajungem la adă de gunoi dacă rămânem singura țară care nu avem instituțional puterea de control. Asta doamna Grapini, este perfect. Ați dat și o soluție punctuală, că de fapt aici e toată povestea. Soluțiile punctuale sunt cele care rezolvă spețele, firește, bazate pe principii corecte. Trecem la domnul Aniculesă, să-i urăm să n-aibă astfel de necazuri și, apropo de domeniul de excelență a domniei sale, l-aș întreba, trecând de la jargonul academic la argou, cum merge, domnule Aniculesă, cașcavalul în zona dumneavoastră, dacă v-a ieșit ceva în plus din momentul în care ați înregistrat produsul față de situația anterioară? Se simte o diferență financiar-contabilă? Da, pentru că noi am reușit și am certificat produsul Cașcaval de Săveni abia în luna aprilie acestui an. Nu prea putem vorbi de cifre. Pentru noi este mult mai important că odată cu această recunoaștere a fost răsplătită munca câtorva generații, care chiar putem să-i numim făuritori de hrană. Și de aceea eu aș vrea să spun că noi, membrii Asociației Producătorilor Cașcavalul de Săveni, am vrut să demonstrăm la nivel european că avem tradiție. România are tradiție, are calitate, avem unicitate și că suntem mândri de produsele noastre românești. De astăzi putem vorbi chiar fără falsă modestie că la Săveni se produce un cașcaval cu un gust unic și desăvârșit. Și ca să o completez pe doamna europarlamentară, într-adevăr, în vamă trebuie să mai dotăm, laboratoarele mai trebuie dotate, dar trebuie să mai avem și un pic de voință și noi, că dacă avem voință, se pot rezolva. Domnule Aniculesă, mi-a spus că aveți un cașcaval deosebit. Nu o să vă cred pe cuvânt, o să merg la magazin și o să procur pentru a mă convinge eu, neinfluențat de nimeni. Dar până una alta, apropo de spiritul fierbinte al discuției pe care am pornit-o astăzi, o astfel de discuție, la fel de fierbinte, s-a petrecut de curând la un eveniment de profil în București. Food Intel Forum, ediția a patra, a fost găzduit de Academia de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu și Șești. Despre cercetare, finanțare, implementare tehnologică, marketing, vânzări, au discutat personalitățile.